Dragilor, am astăzi o energie atât de bună și îmi doresc să vă transmit și de data asta, pentru că de foarte multe ori îmi lăsați comentarii în care îmi spuneți că vă luați energia pozitivă de la mine și îmi doresc să se întâmple la fel și în acest videoclip. Motivul pentru care energia mea este la cote alarmante este că ne apropiem de Vlogmas. Doamne, mai este atât de puțin. Nu știu dacă observați, dar decorațiunile de toamnă și-au luat zborul, pentru că ne pregătim în câteva zile de decorarea casei. Veți vedea totul în Vlogmas, nu vă temeți, avem și calendar advent, avem de toate. Dar astăzi vorbim despre farmacia Tei și despre ce am reușit să cumpăr. Știu că s-a lăsat un pic așteptat acest videoclip, doar că n-am avut timp să ajung atunci când mi-am dorit și am întârziat, dar mai bine mai târziu decât niciodată, așa cum se spune în vorba noastră dulce românească. Gata, acesta a fost intro-ul. Nu uitați să vă înscrieți la giveaway, am un giveaway. Acesta este intro-ul, dar mai am ceva de zis. Ha, bravo, Diana! Am un giveaway în derulare în momentul ăsta, îl găsiți la holul cu DM. Am zis bine, dacă nu știți, vă las un card aici. Pun la bătaie un calendar advent de la Balea. Mai este foarte, foarte puțin, așa că vă recomand să vă înscrieți. Și dacă nu aveți răbdare să vedeți cine este câștigătorul până pe 1 decembrie, pentru că atunci îl anunț, vă invit să mă urmăriți și pe Instagram, găsiți linkul canalului meu în descriere. Ok, haideți să trecem la cumpărături. Așa cum vă spuneam, eu cred că într-un daily vlog unele dintre cumpărături le-am făcut. Da, știu că e urâtă punga. M-am gândit dacă o să o introduc în thumbnail, dar asta am primit-o. Cumpărăturile din această pungă sunt făcute la BBT-i în Plața România, în care vă spuneam că nu am găsit atât de multe produse precum găsesc în farmacia Tei de pe Barbu Păcărescu, așadar am fost și acolo și mai avem o pungă. Am aici bonul, nu vreau să-l pierd, pentru că toate prețurile le găsiți afișate pe ecran. Bun. Din prima rundă de cumpărături am luat în felul următor. Să le desfac mai bine ca să nu foșnesc foarte, foarte mult. Am luat gelul de duș preferat al lui Luca de la Bioderma. Este așa, l-ați mai văzut la mine. L-ați mai văzut probabil și că l-am cumpărat ultima oară și în Empties, dacă nu mă înșel. L-ați mai văzut, oricum se termină și cealaltă sticlă și am zis că trebuie neapărat să mai iau una. Este un gel de duș foarte, foarte plăcut ca și miros. Are un miros subtil, delicat, de copil, de bebeluș. Îmi place foarte mult să îl adulmec așa pe Luca după ce își face duș și este foarte sensibil cu pielea. El are o dermatită atopică cu care s-a născut și multă, multă vreme am avut probleme cu gelurile de duș până când am descoperit unul care să nu îi potențeze problema pe care o are, dar o ține foarte bine sub control acest gel de duș. Nu știu dacă neapărat are vreo eficiență în acest sens, dar este foarte ok pentru pielea lui și îi place și lui foarte, foarte mult. Mai departe, am cumpărat Forcapil, acesta de aici, știți că îl folosesc, v-am mai tot spus eu că mă plâng de acele firicele de baby hair care le lipesc cu sticul de la Balea. V-am înnebunit și cu acela, dar foarte multe fire noi mi-au ieșit de la Forcapil. Acum știu că asta este o variantă nouă, Fortifiant Keratin Plus. Cam așa arată. Imediat vă citesc și descrierea. Pentru păr și unghii, rezistență, vitalitate și volum. Formulă îmbunătățită pentru părul fragil. Și da, părul meu este clar fragil, având un fir subțire, se rupe destul de ușor. Are keratină bioabsorbabilă, vitamina D, vitamina B, zinc, aminoacizi, sunt 60 de capsule, adică aveți aici în această cutiuță cura pentru o lună. Mai departe, am cumpărat două produse pentru soare. Una de la Aven și una de la SVR. Eu m-am dus cu gândul să o cumpăr pe aceea de la La Roche-Posay, care mi-a plăcut mie vara asta, fluid invizibil, parcă invizibil. Anyway, fluid invizibil, a fost foarte bună crema aia, se absorbea atât de repede, nu se simțea lipicioasă, toate calitățile și ne-a protejat și foarte bine de soare, pentru că nimeni din familie nu a avut arsuri și chiar și Lucas a folosit-o și a fost perfectă. Nu o aveau pe aceea, din păcate, era din gama Antelios, că nu știu dacă am menționat, însă mi-au fost recomandate două produse asemănătoare. Unul este de la SVR, care se numește Fluid Sun Secure și are tot așa un SPF de 50+. Cam așa arată și hai să-l și testăm dacă tot... Da, hai să-l desigilez că oricum urmează să-l folosesc cât de curând. Spune non-gras, fini
non greasy. Hai să citim în engleză mai bine decât franceză. Știți faza cu franceza. Non greasy invisible finish. Uite, o să aplic SVR-ul pe mâna aceasta ca să vedeți și voi. Și o să aplicăm și Avenul pe mâna cealaltă. Și vă spun cum mi se pare mie că se simte pe piele. Mie îmi plac foarte mult produsele de la SVR. Ce plăcut miroase. Are un miros floral. Ok. Și hai să o aplicăm și pe asta de la Aven. Așa arată produsul în cutie. Ce avem aici? Fluid 50+. Pentru față și gât, rezistent la apă, complex antioxidant. Față și gât, noi îl folosim și pe corp. Că nu o să stau acum să cumpăr 1000 de creme. Așa arată și ambalajul. Și hai să-l aplicăm pe mâna cealaltă. Ia să vedem. Dacă ăsta... Vreau să zic, dacă acesta este mai fluid, aflăm imediat și chiar mi se pare mai fluid de îndată ce l-am aplicat. Și o să aștept acum un picuț să vedem. S-a absorbit și nu e gras deloc, ăsta de la SVR. Foarte, foarte bun. Își păstrează mirosul, nu e gras, intră în piele, minunat. Hai să-l mai lăsăm și pe ăsta de la Aven un pic, dar se îndreaptă către același rezultat. Da. It's a win, it's a win, it's a win. Iuhu, ce mă bucur, pentru că nu mai suport cremele grase, uleioase, uleiuri de corp. Nu. No. Nu vreau să le simt pe corpul meu. Da. Ambele au intrat bine în piele. Tind să cred că ăsta de la SVR a intrat mai bine. Ăsta parcă are o mică peliculă lipicioasă, dar îl mai lăsăm un pic. Bun. Un alt produs de care eram super, extra, mega curioasă, este vorba despre această mască de păr K18. Cine a auzit de ea, cine a folosit-o, lăsați în comentarii, pentru că, Doamne Dumnezeule, toată lumea o ridică în slăvi. Așa arată. Este un produs foarte, foarte scump din punctul meu de vedere. Am vrut să o iau inițial pe aceea la 50 de mililitri, doar că era vreo 200 și ceva de lei. E pretty expensive, cam mult. Și am zis că înainte să dau banii pe ea să văd dacă merită, am luat-o în varianta asta micuță, micuță de... Cât are ea? Ia să vedem. Cât ai tu, Doamne? Ai? Nu se știe. Mă, dar de ce nu scrie? 5 mililitri. 5 mililitri și da, am dat cât ați văzut pe ecran. Văd că este făcută în Statele Unite și ce avem aici? Mască de păr pentru... Doamne, ce scris. Repararea intensă a părului fără clătire. Șamponați părul și nu folosiți balsam. Why? Ok. Masca se aplică pe părul curat, tamponat cu prosopul. Nu știu, mai departe, habar n-am. Deci nu, are un scris absolut imposibil. Dar o să caut eu informațiile pe net. Hai să-l și desfacem, pentru că după aceea vreau să scap de... Oh, omule, mă mică, ce mică e. Vreau să scap de ambalaje. Da, asta probabil o să-mi ajungă odată. Leave-in Molecular Repair Hair Mask. Bun. O să-l folosim, clar, o să vină foarte rapid în următorul clip de Emtis, cel mai probabil. Nu știu încă dacă facem în decembrie sau în ianuarie. Vedem cam cum termin produsele și cum organizez eu cu Vlogmasul. Cu siguranță, rapid, rapid, veți afla informații despre această mască de păr. Și apoi, tot un produs pentru păr. Mi s-a părut mie foarte interesant, am mai văzut acest brand. Se numește M British, dacă nu mă înșel. British Anato Hair Oil. Așa arată produsul. Îmi bate și ring light-ul, pentru că cui îi era dor de filmat la ring light? Se întunecă la 4:30. Și nu, efectiv, sunt unele zile în care nu apuc să filmez în timpul zilei, așa că asta e. Dar sunteți obișnuiți din vlogmasul trecut. Ok, hai să vedem ce scrie pe spate. Ulei de păr ce hidratează în profunzime vârfurile despicate și uscate și protejează de razele UV. O să avem nevoie. Ajută la menținerea unui păr sănătos cu o strălucire naturală și intensă și la descurcarea părului. Pe bază de ulei de anato și infuzat cu semințe de dovleac organice și ulei de argan, conferă strălucire îndelungată și fortifică firul de păr pe toată lungimea lui. Bun, eu vreau să văd cum se folosește. Se absorbe rapid, lăsând părul mătăsos fără a îl îngrășa. Minunat, este pe tuturor tipurilor de păr. Se aplică doar pe lungimea și pe vârfurile părului umed sau uscat. Ok, hai să vedem și ambalajul, pentru că dacă e ulei, ar trebui să fie un alt fel de recipient, mă gândesc, nu? Da, delicată, ca de obicei, ce pot să zic.
sexy. Are un ambalaj foarte drăguț, mi se pare mie. Cum să fac să-l miros? O să fac așa. Mai la îndemână. Mi se pare că miroase un pic a trandafir, dar nu știu de ce, că acolo scrie că ar fi fost cu dovleac. Dar, da? Sau miroase a dovleac? Nu știu, o combinație între dovleac și trandafir. Dar, până la urmă, pe mine mă interesează să-mi repare vârfurile, pentru că știți și voi, probabil, cele care sunteți blonde. Culoarea asta blondă nu este una dintre cele mai blânde cu firul de păr. Și am terminat cu punga asta foarte, foarte prezentabilă. Trecem acum la cumpărăturile pe care le-am făcut astăzi de pe Barbu Văcărescu. Prunișor, evident. Mă bucur foarte, foarte mult că în urma clipului, tot așa un unboxing farmaciatei în care vă spusesem eu că am luat acest prunișor, foarte multe dintre voi mi-ați scris că mulțumiți că ați descoperit un astfel de produs pentru că v-au ajutat copiii. Ce este acest prunișor? Este un, practic, un laxativ sau un sirop pentru un tranzit intestinal bun. Dacă aveți copii ce se confruntă cu mici probleme în ceea ce privește constipația, că n-am vrut să fac o cacofonie, să zic cu constipația, m-am eschivat așa un pic, acesta este foarte bun. Luca are problema asta de când s-a născut, am încercat tot felul de chestii, prunișor a funcționat. Este evident făcut pe bază de prune. Știm și noi că prunele au un efect foarte, foarte bun în această direcție. Hai să vă citesc un pic ca să știți exact despre ce e vorba. Combinație unică de concentrat de suc de prune, cunoscut sub efectul de normalizare a tranzitului intestinal, fibre care mențin flora intestinală normală și lactuloză care contribuie la accelerarea tranzitului intestinal. Și o, da, îl accelerează și de când folosim prunișor, nu mai avem probleme. Eu nu îi dau constant, îi dau în momentul în care observ că există o problemă. Și atunci funcționează. Probabil dacă începe să-l dați constant, nu știu cât de mult efect va mai avea. Așa că vă recomand să-l dați doar la nevoie. Mai departe, recomandarea mea ca mamă. Nu sunt medic, habar n-am, cel mai bine întrebați medicul. Mai departe, tot pentru domnul Luca, pasta de dinți recomandată de medicul nostru stomatolog, BioRepair, foarte bună. Este foarte bună pentru dinții demineralizați. Avem aici BioRepair Junior între 6 și 12 ani, găsit și pentru vârste mai mici, să știți. Mentă delicată, zero coloranți. Ideal pentru purtătorii de aparate ortodontice, protecție anticarie, remineralizarea smalțului. Este bun pentru sănătatea și integritatea dinților. Este o pastă de dinți foarte, foarte bună, ne împăcăm foarte bine cu ea și nu am mai avut probleme în acest sens. Adică nu s-au mai demineralizat dinții într-un ritm atât de accelerat precum se întâmpla înainte. Așa că o recomand cu mare, mare drag. Tot pentru el și tot pentru această problemă stomatologică este pasta asta. Nu e o pastă de dinți, este o pastă pe care o puteți aplica după ce spălați copilul pe dinți, după ce folosiți apa de gură în cazul în care faceți acest lucru. Se numește MI Paste Plus. Așa arată și este foarte bună. De data asta am luat cu Tutti Frutti, până acum a avut cu căpșuni, dacă nu mă înșel, și n-am mai ratat cacofonia de data asta. Bun, ce scrie aici? Cremă topică cu calciu. Deci până și ei fac cacofonii. Asta sunt pusă pe cacofonii, de ce? Bun, calciu, fosfat și flor. Oferă dinților extra protecție, ajută la neutralizarea acidității datorate bacteriei acidogenice din placa bacteriană, ajută la neutralizarea atacului acid provenit din alte surse de acid interne și externe. Foarte bună și ea, la fel vă recomand cu mare, mare drag. Mai departe, ce avem noi aici? Am luat și pentru noi un Listerin. Nu l-am mai văzut pe acesta, chiar să-mi spuneți dacă voi l-ați văzut. Mi se pare foarte interesant, este pentru noapte și scrie aici works overnight to fight the effects of the day. Adică va lucra pe parcursul nopții, luptând împotriva problemelor care pot apărea pe timpul zilei. Sunt foarte curioasă să văd cât este de mentolată. Aici scrie Midnight Mint, mild taste. Poate pe aceasta nu va mai fi nevoie să o combin cu apă, așa cum se întâmpla cu celelalte produse de la Listerin, pentru că unele dintre ele erau foarte, foarte puternice în ceea ce privește menta și mă cam ustura limba. Dar la sfatul vostru, combinam jumătate de căpăcel cu Listerin și completam cu apă. Și era foarte, foarte ok.
Următorul produs este de la Severe. Ador compania asta, nu știu dacă ați încercat produse de la ei, dar vă promit eu că sunt super, super tari. Am descoperit aici un Double Cleansing Balm. Foarte tare. Sunt mega curioasă să-l încerc. Hai să vă citesc și pe spate. Severe Sensifying Balsam Demachiant. Piele intolerantă reactivă, față, ochi și buze, fără parfum, curăță machiajul rezistent la apă. Mi-am tras una peste ureche. Abia aștept să-l încerc să văd cât de bine demachiază. Hai să vă citesc un pic ce scrie și pe spate. Severe Sensifying Balsam Demachiant. Piele intolerantă, reactivă, față, ochi și buze, fără parfum, curăță machiajul rezistent la apă. Și se folosește în felul următor. Masați lejer pe pielea uscată, apoi umeziți cu apă pentru emulsionarea și îndepărtarea impurităților. Clătiți abundent. A se păstra la frigider dacă textura devine lichidă. Nu usucă și nu irită ochii. Știți că am avut de-a lungul timpului probleme cu produse care cauzau arsuri sau, mă rog, iritații ale ochilor. Așa că sper ca acesta să fie super, super ok, dar evident că revin cu impresii mai repede pe Instagram decât până ajunge ăsta neîntins, s-ar putea să mai dureze. Un alt produs foarte interesant care mi-a atras atenția, de la Bye Bye Blemish, un exfoliating gel cu vitamina C. Arată el cam așa. Și la fel abia aștept să-l încerc, pentru că de când am încercat fiolele alea de la Elmi Plant, Vitamin C, am început să ador vitamina C. Atât de multă luminozitate conferă tenului, sau cel puțin acele fiole, încât am zis că trebuie să folosesc mai des. El se aplică pe pielea curată și uscată și se masează pentru 30 de secunde. Super curioasă, la fel, dacă l-ați încercat, lăsați-mi în comentarii, pentru că vreau să aud și părerea voastră și știți că întotdeauna citesc comentariile. Nu mai avem foarte multe. Am mai găsit eu acest Viru Protect. Mi se pare că am mai auzit de el prin diverse părți. Este un spray împotriva virusurilor din răceală și gripă. Cam așa arată. Ideea este că ne aflăm oricum în perioada în care, teoretic, ar fi trebuit să existe acest virus gripal. Eu n-am mai auzit de el, dar avem alți virus, știm cu toții. Cum acționează Viru Protect Stada? Spray-ul pentru cavitatea bucală are acțiune locală și combate cauza răcelii și gripei, și anume a virusurilor. Știți că am citit eu aici cum se utilizează. Deschideți gura și orientați duza către gât, apăsați pompa și pulverizați de două ori, adică o doză. Dacă pulverizați de două ori, aceea înseamnă o doză. Repetați la fiecare două ore, dar nu mai mult de 6 ori pe zi. Și mai citisem eu ceva, uite aici, da. Blochează și dezactivează virusurile care produc simptomele de răceală și gripă. Protejează împotriva virusurilor din cavitatea bucală. Mi se pare un produs foarte interesant de testat, poate cine știe ne scapă și de gripă. Apoi, am mai luat miere de manuca. Doamne Dumnezeule, cât de scumpe pot fi! V-am mai spus eu la un moment dat că am mai cumpărat miere cu manuca atunci când am fost în Australia și prețul era incomparabil mai mic, dar știm că este o miere bună și scumpă, ce are proprietăți foarte, foarte bune. Am zis să o încerc și să o dau lui Luca și vedem dacă o să-i placă. Eu am luat varianta cu lămâie, cam așa arată. Și prețul pe care l-ați văzut afișat pe ecran era redus, adică am prins ceva, o promoție. Am luat-o cumva la jumătate de preț, dacă nu mă înșel. Vine sigilată. Dacă este la fel ca aceea din Australia, Doamne! Deci dă un gust atât de plăcut ceaiului. Merită să încercați măcar o dată și vedeți apoi. Într-adevăr, știu că este un produs scump, dar este foarte, foarte, foarte bună mierea de manuca. Și apoi, ultimile două produse din acest haul. Mi-am luat două măști de la Iroha. Hai să o luăm pe rând. Este aceasta, Firming Anti-Age. Așa arată ea. Le-am tot văzut lăudate de diverse persoane. Avem în felul următor. Mască de față pe suport textil cu efect anti-îmbătrânire și fermitate. Se aplică, așteptăm 15 minute și după aia, teoretic, avem o piele mai fermă și mai puțin îmbătrânită sau, mă rog, să spunem, mai tânără. Știm și noi că procesul de îmbătrânire este cumva ireversibil, dar încercăm. Dacă putem ajuta, de ce nu? Și ultima mască este aceasta de aici, anti-riduri și anti-age, ce conține acid hialuronic. Tot la fel, se ține 15 minute și teoretic vom observa o îmbunătățire în ceea ce privește ridurile. Habar n-am, nu pot să vă dau feedback și să vă zic că da, sunt minunate cumpărațiile, le-am luat și eu să le testez. Și cu asta am terminat și cumpărăturile din această tură de Farmacia Tei.
Sper că la fel ați găsit inspirație în produsele pe care eu vi le-am arătat. Dacă ați încercat vreunele dintre ele, vă aștept în comentarii să discutăm pe marginea lor. Iar până data viitoare, remember, smile!